Brașovenii și turiștii sunt așteptați la cel mai mare patinoar în aer liber din județul Brașov. Este vorba despre cel inaugurat astăzi la baza sportivă Olimpia. Vor exista facilități pentru grupurile de copii care vor veni însoțiți și, de asemenea, mă bucură dacă va exista o preocupare și din partea cluburilor de hockey sau din partea cluburilor de patinaj artistic sau patinaj viteză, în așa fel încât să există și posibilitatea de a se pregăti în condiții cât mai bune. Are 1600 de metri pătrați. Ca și temperatură, noi avem un chiller cu 4 compresoare care duce undeva până în 14-15 grade temperatură exterioară. Deci nu avem o problemă când ne funcționează toate cele 4 compresoare. Patinez la vârsta de 4 ani, am făcut performanță, patinaj artistic. Aștept să se deschidă patinoarul de mult timp pentru că este o necesitate în Brașov să avem un patinoar în aer liber. Multă lume întreabă de acest patinoar și chiar ne bucurăm că organizatorii au reușit să-l deschidă și anul acesta. Și de când așteptai să se deschidă? De mult, din vară. Ador patinajul, este una dintre pasiunile mele. Am patinat, am văzut să patinez foarte rapid, să trecem prin obstacole. Noi suntem din București și venim de ceva timp în Brașov iarna, acum în decembrie, înainte de vacanța copiilor. Și la sfârșitul iernii și venim aici în Brașov să patinăm. E un patinoar foarte bun și condițiile sunt bune, prețurile sunt bune, ne simțim foarte bine, deci suntem în concediu. Un copil plătește 10 lei, un adult 15 lei, iar pentru închirierea unei perechi de patine se achită tot 15 lei. Patinoarul, care are o instalație de nocturnă modernizată, este deschis zilnic în intervalul orar 10-20 cu serii care durează câte 90 de minute. După fiecare serie este pauză, timp de 30 de minute.